De ce insistați să fie anulată această reluare, ordonanța de reluare a urmăririi penale? Este, mi se pare că este o ordonanță ilegală. Ilegală, emisă în afara cadrului legal. Deci, ordonanța în cauză, chiar și dacă să admitem că ar fi existat careva vicii fundamentale sau vicii fundamental, cum se expune domnul Caruja, legea 287, articolul 287 în 4, direct stipulează, în termen de un an. Deci, ordonanța în cauză este pronunțată după încetare, este 3 ani și ceva. Prin urmare, prin această ordonanță se încalcă drepturile și interesele clientului nostru Leonard Osată, care, pe lângă faptul că nu este vinovat sau nu a comis infracțiunea incriminată prin articolul 190 aliatul 5, dar și nu este de acord cu reluarea procesului penal. Procurorul afirmă că ar exista probe noi care stau la baza reluării. Păi, noi, apărătorii, putem răspunde în felul următor. Dacă ar fi existat sau dacă există, noi deja mi se pare că de 2 luni de zile insistăm ca procurorul să prezinte acele probe și instanța, printre altele, noi nu suntem încă interesați în faptul că procurorul să prezinte acele materiale care s-au intrat în posesia procurorului după reluarea procesului penal. Noi ne referim la acele probe care au servit până la, până la încetarea urmăririi penale. Sau faptele cele noi, recent descoperite, procurorul nu are de gând să le, deoarece nu a făcut trimite în ordonanța sa de reluare, nu are de gând să le prezinte instanța de judecată ca să luăm cunoștință. Dar nu știu de ce, parcursul 2 luni și ceva, dânsul nu le prezintă. Прокурор требовал провести следующее заседание в закрытом режиме. Как вы это прокомментируете? Прокурор, скорее всего, беспокоится о том, что там находятся доказательства невиновности нашего клиента. Но так как эти документы будут рассматриваться в секретном заседании, то увидим только мы их. Более того, он требует, чтобы адвокаты дали подписку о неразглашении данных документов, что приводит к тому, что он может продолжать обвинять нашего клиента, не давая нам возможность высказываться о том, что в деле есть доказательства невиновности. În timpul procesului apărătorului German Corbunțov spunea că nu știe dacă ar fi încasat clientului suma de bani despre care noastră vorbeați. Totuși vreau să înțeleg, a încasat sau nu German Corbunțov acei bani de care ar fi fost deposedat acestele lucruri? Domnul Corbunțov nu trebuie să primească bani în cadrul procedurii de executare. Domnul Gorbunțov, în cadrul procedurii de executare, a stingea datoria care au fost stabilite și constatate de instanța civilă. Deci el avea datorii față de agenții economici, mai mult de 5 milioane de dolari. Deci asta și-a fost hotărârea emisă de către judecătorul Ion Țurcan, care a fost contestată și a rămas în vigoare despre încasarea sumei de bani, 5 milioane de dolari, de la Gorbunțov. Apoi, în procedura de executare, au apărut deja cesionarea, adică cel care a preluat această creanță de încasa în contul acestei datorii și s-au încercat să fie stinsă datoriei lui Gorbunțov prin acțiune, dar nu a dovedit, mă rog, a fost deci retrasă licența la Universal Bank. Deci ei nu urma să primească domnul Gorbunțov, deoarece el, într-un fel, deja a primit acești bani. Asta e. Păi, aceste circunstanțe sunt stipulate în ordonanța procurorului Rudei cu privire la încetarea procesului penal. Ordonanța procurorului ierarh superior, domnul Ivanov, și în încheierea judecătorii Buiucani, care le-a recunoscut legale aceste ordonanțe ale procurorului cu privire la încetarea în lipsa faptului infracțiunii. Și aici se expun aceste circunstanțe ce ține de transferul, primirea acestor sume și transferul contul datoriilor care le avea domnul Gorbunțov față de terțe persoane. De ce procurorul nu ia acest lucru? Nu este combinat. Este întrebarea care trebuie să o puneți domnului procuror Busuior și să o puneți chiar așa. De ce ceilalți procurori, cei procurori de la Procuratura Anticorupție în 2013 au luat în considerație aceste circunstanțe, dar acum aceste circunstanțe nu prezintă careva probe sau interes în cadrul dosarului penal. Eu aș vrea totuși să facem o precizare cu cauza penală sau contestația avută în dimineața zilei de astăzi la judecătoria centru. Noi, apărătorii, am observat următorul lucru. În unele surse din mass media
au fost expuse niște circunstanțe care nu au fost afirmate de către apărătorii lui Renat Usată. Și aici mă refer la faptul că apărătorii lui Renat Usată, precum că au declarat că nu sunt conviși despre intentarea sau prezența unei cauze penale intentate pe teritoriul Marii Britanii, Regatului Unit. Deci noi cunoaștem cu certitudine că este intentat un dosar penal, o cauză penală intentată în privința tentativii de omor asupra domnului Gorbunțov, însă noi, până în prezent, nu înțelegem de ce procurorul evită să prezinte în instanțe de judecată această probă și din aceste considerente noi am intervenit către judecătoria centru ca să oblige procurorul să prezinte aceste probe cu privire la intentarea dosarului penal în Marea Britanie, în Regatul Unit, dat fiind faptul că organele de urmărire penală nu erau în drept să intenteze o altă cauză penală în cazul în care pe această faptă este sau a fost intentată o altă cauză în Regatul Unit, în Londra. Deci, prin urmare, apărătorii confirmă că este pornită o cauză penală de către organul de mărire penală în Anglia privitor la tentativa de omor a domnului Gorbunțov. Între alte, domnul Gorbunțov, în interviurile sale date, recunoaște acest fapt și sunt și persoane recunoscute în calitate de bănuit în această cauză penală. Clientul nostru nu are careva calitate procesuală în cauza penală din Londra și nu are careva tangență cu această cauză penală sau cu această infracțiune, tentativă de omor comis asupra domnului German Gorbunțov. Deci, mai mult ca atât, vreau să menționez că este o situație favorabilă pentru procuror, dat fiind faptul că în cazul prezenței dovezii intentării unei cauze penale în Marea Britanie, atunci se exclude punerea urmăririi penale pe teritoriul Republicii Moldova din următoarele circumstanțe. Fapta a fost comisă în Marea Britanie, partea vătămată este în Marea Britanie, probele sunt în Marea Britanie, arma care a fost comisă, infracțiunea este în Marea Britanie, practic toate circumstanțele de fapt care pot fi stabilite doar de scot Scotlandiat și nici de cum de organul de urmărire penală. Deci, în acest sens, deci noi invocăm faptul că intenționat se ascunde prezentarea, se exclude, dar se evită prezentarea dovezii respective, în special pentru a face posibilă derularea în continuare a cauzei penale pe faptul tentativei de omor al lui Gerbat Gorbunțov pe teritoriul Republicii Moldova. Ce ține de dosarul de astăzi, faptele noi recent descoperite, care au fost invocate de către procuror în ședința de astăzi, nu sunt nici într-un mod reflectate în ordonanța procurorului Harunjin, care a fost contestată de către apărătorii lui Renat Usată. Deci sunt niște fapte care sunt invocate în ședința de judecată fără a fi motivat deci existența acestora și fără a fi indicate aceste fapte în însăși actul contestat. У нас сегодня было два суда. Первый суд был 9 часов на суде центра, и второй суд был 14:30 на Рыжканова. Первый суд был по рассмотрению жалобы адвокатов, что было открыто, был наложен арест на Рената Усатова 30 дней от судом центра. Второе, значит, было дело сегодня, которое рассматривалось 14:30, это было также, что прокуратура во главе его, генерального прокурора Харуджина, возобновили уголовное дело, которое было закрыто в 2013 году. Также сам адвокаты подали жалобу на приостановление открытия данного уголовного дела. Я в результате суда, в результате прокурора, в результате адвоката со стороны Горбунцова понимаю одно, что данный процесс был возобновлен. И со всей ответственностью могу сказать, это снова же политический заказ. То все, что было сделано, и то дело, которое было закрыто в 2013 году, сегодня по указанию правящего режима и по указанию тех или иных людей вытащили с полки, сдули пыль и возобновили. Без каких-либо оснований, без каких-либо доказательств, потому что прокурор сегодня не может доказать вину Рената Усатова в данном деле. Это все делается для того, чтобы Рената не мог вернуться как можно быстрее в страну, чтобы он не мог заниматься тем городом, где его избрало 76-78% избирателей, это муниципия Бельц,
и оттягивание того или иного процесса гласит тем, что Рената как можно больше находился за пределами страны и не мог заниматься тем, чем он занимался дальше. Это является политическим делом, это является основным политическим заказом, это является еще раз доказательством того, что правящий режим, власть, конкретно Плохотнюк, боится нашей партии и конкретно боится Рената Усатова. Еще один момент отметить, как бы активисты, сторонники нашей партии в последние дни задают все чаще вопрос, почему по поводу уголовного преследования Рената Усатова не высказывается новый президент Молдовы Игорь Додон. До вступления Додона в должность президента мы как-то не педалировали эту тему, но сейчас мы можем поднимать этот вопрос и перед Додоном, тем более, что прецедент есть. На прошлой неделе было арестовано два активиста в Гагаузии, и буквально на следующий день президент Додон высказался на эту тему. Он сказал, что он разберется и добьется того, чтобы справедливость в деле с арестованными вот активистами из Гагаузии была восстановлена. Мы ждем хотя бы вот таких же заявлений и таких же действий со стороны президента Додона по отношению к Ренату Усатому. Тем более, что и Рената Усатый, и наша партия поддержали Додона во втором туре президентских выборов. Додон не раз говорил, что наша партия и Усатый являются партнерами политическими партии социалистов. И мы ожидаем, что он будет способствовать тому, чтобы это незаконно сфабрикованное уголовное дело, политическое уголовное дело, было разрешено справедливо и скорейшим законным образом, с тем, чтобы лидер нашей партии Ренат Усатый мог вернуться к нормальной партийной политической деятельности и к исполнению обязанностей примара муниципия Бельц.